M-am întrebat de nenumărate ori, de ce toate mă la mine? Nasul și dinții, urechea, de ce toate mie? Dacă vezi un om cu lacrimi pe ochi, gata. Aș dori la nimeni să trec prin ce te să fiu măcar un om normal. Mi-a spus așa, de ce plânge? Pentru tine. Deja e prea greu. La un moment dat, mi s-a zis că se mânștui cu o vrăjitoare. M-a durut enorm cuvântul ăla. Mă uit la celelalte femei și tot timpul îmi văd defectele mele față de ele. Mi este foarte rușine să ies afară din casă. Am fost foarte jignită de-a lungul timpului. De câte ori merg pe stradă, trec de mine și i-am și văzut cum sucesc gâtul și se vorbește pe seama mea. Din uretul mă scuteau, năsoasă, trec mai departe, dar capul meu e tot în pământ. Acum, o săptămână, de-abia m-a convins fetița, mi-a zis că ea pe plaj. De ce mai mă scuteau? A trebuit să mă duc. Toate privirile erau spre mine. Orice să-i spui, să nu-i spui de mami ei. Nu i-a spus niciodată. Un cuvânt în care să mă deranjeze o singură dată. A sărit în brațele mele să mă pupe. Am lovit-o cu nasul împrejor. Și mi-am cerut scuze că am lovit-o și a zis, nu-i nimic. Dar mi-aș dori, mami, să-ți dea tati bani. Să te duci să te faci și tu frumoasă. Am crezut că mor atunci. Să-i dau să fie mândră de mine. Să nu se simtă prost. Aș fi dorit să fiu măcar cum am născut. La vârsta de 8 ani, fratele meu m-a lovit cu piciorul nas. Și de aceea am ajuns să am nasul dat pe partea dreaptă și am rămas de numai nimic, îmi rămână foarte greu. Nu mi-am minte să fie răț. Nu știu când am răs eu, numai cu toată porta. Din cauza lipsii din danturii mele, am și un defect de a vorbi. Nu pronunț de cuvintele corect. Mi-e foarte rușine când vezi cu cineva străin, cu mâna la urmă. Aș fi în stare de orice. Aș ajunge să fac această schimbare. De orice. Nu vine să cred că am fost aleasă. Ba da, ai fost aleasă la mine. Să ai grijă de tine. Păi, să ai grijă de fetiță. Să fie doar de tine. E că mă mori de tine. Vreau să-ți las cu și pe tătăiță, pe mămăiță și pe tati, în primul rând. Iasmin, e bine? La grădi. Nu vreau să aud că nu ești atentă cu eu. Nu am văzut ultima oară neatentă. Eu te doar îți spuneam să fii atentă. Știu că ești atentă. Te iubesc. Și mami te iubește enorm, iubirea mea. A să-l pun pe tati în fiecare seară la culcare și să-i spui că asta e și pentru mami. Îmi promiți? Te iubești, mami. Știu. Spuneți-mi ce speranțe aveți de la emisiunea Frumusețe pe mâchie de cuțit. În primul și în primul rând, să faceți, să reușiți să faceți nasul, urechea și sânii. Sunt foarte lăsați. Eu mă gândesc ca să vă mai dau așa o lumină a feții. Mă gândeam să vă ridic sprâncenele, să vă aranjez aici ciarcanele, obrajii, nasul, buza și urechea, că și ea bate așa un pic. În momentul ăsta mi-aș dori să-mi fie soțul. El m-a susținut tot timpul. Mi-este foarte greu. După 10 ani de când nici în prima oară când plec de lângă el. Alo. Alo, iubire, ce faci? Ce faci, puii meu? Puiul meu, puiul tău intră în operație. Acum? Acum, în momentul. Dar ce-i definit? Capul sus. Dacă nu vrei să faci, puiul tău te iubește așa cum ești. Nu este ce nici acum să refuzi să vii la puiul tău acasă. Nu, e bine. Și dacă faci, nu poți să îl faci pentru tine. Da. Și te iubesc așa cum ești. Ai înțeles? Ce face poata? Mami! Mami? Da, viața mea! Mami! Mami!
Iasmina, ascultă pe mama. Ce mi-ai promis tu mie când am plecat de acasă? Încă nu plâng. Că să-i mai stai acolo. Iubire, mai am de stat. Ce ți-ai dorit tu cel mai mult, Iasmina? Transformarea Nadiei a început cu lipoabsorpția abdomenului și a coapselor. S-a intervenit apoi asupra sânilor, după care s-a lucrat la nivelul feței. Întâi i s-a ridicat urechea stângă, după care i s-a remodelat nasul. I-au fost înălțate sprâncenele și alunița de pe obrazul stâng i-a fost extirpată. Pentru că avea cearcăne foarte evidente, i s-a injectat acid hialuronic, să arate mai tânără. Și dantura i-a fost în totalitate reconstruită, cu extracții, implanturi, augmentare osoasă și montarea unei proteze. Merge bine, aproape că am îndreptat septul și acum ne întoarcem către piramidă. Am făcut septoplastia, septul era foarte deviat și în spațiu în care era concav septul. Nu se poate, eu așteptam pe doctor. Păi a venit domnul doctor, te-a și operat. Gata, s-a terminat operația. Ce nu l-am văzut? De ce nu mi-ai zis că vrei să-l vezi, te țineam trează, îl vedeai, te opera? Gata, ai scăpat, s-a terminat. Nu se poate. Deci sus nu mai avea niciun dinte, a? Iar jos sunt mobili. Cariați, uite, ai unul care ar fi cât de cât bun. Da, da, ia vezi cum e. Poți să închistrezi pe ele, pe măsele. În spate, așa, că ai uitat. Ai uitat cum se mușcă, da? Strâns, poți să închistrezi. Cum e? Seamănă dinți? Ce poziția anumă, ciocu, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Pentru o transformare ca la carte, Nadia a fost sfătuită de un designer vestimentar cum să se îmbrace și a fost dusă și la un salon de înfrumusețare. Rezultatul a fost unul cu adevărat spectaculos. Cine-i copil deștept și mare? Eu? Și atunci zice plângi. Nu plâng, mami, am emoții. Da, le-am foarte mari. Și asta dacă mulțumesc din suflet, iubire. Nu-i poate mă amint de tine. Cel mai dor de tine mi-a fost iubita mea. Ei, hai că și de tati. Da, de toți. Gata, gata, nu mai puțin. Cum ți se pare, mami? Foarte frumoasă. Serios? Păi, știi că eu sunt serioasă întotdeauna. Ți-a fost tot, mami? Da. Dar știu că și ție ți-a fost tot de mine foarte mult. Nu mai puteam. Mi-am primit înregistrarea de la voi. Ți-a dat domnul și desenul? Și desenul a primit la mami. Mami l-a îngerat. Ce ești tu pentru mine? Un înger? Și tu ești la fel. Tu ești îngerul meu frumos și mare. Ei bine, au trecut 7 ani de atunci, iar Nadia Dănciulescu a trecut prin foarte multe în toată această perioadă. Ce s-a întâmplat cu ea aflăm chiar acum. Priviți materialul și apoi o invităm aici în platou. Sunt mândră, sunt fericită, precum arăt. Și acum pot să-i spun că ies în lume cu capul sus. Femeia care până acum 7 ani era mereu tristă, acum zâmbește senină. Încă din copilărie a fost nevoită să suporte jigniri, iar ca adult, din cauza aspectului fizic, se simțea permanent umilită. Transformările de la frumusețe pe muchie de cuțit i-au schimbat întreaga viață, nu doar aspectul fizic. Hai să ne cunoaștem mai bine. Ai un zâmbet frumos. Mersi frumos. Și pari mai destinsă, mai fericită. Puțin spus, eram o fire închisă.
perioada aia pentru faptul la cum arătam. Eram marcată. Mă marcase treaba asta. Între timp, după acea operație, nu mă recunoșteam nici eu. Stilul de viață l-am schimbat clar. Mi-am ales o meserie care chiar îmi plăcea. Am descoperit că vreau să fiu coafeză, lucru care pot să fac și pe altul frumos ceea ce sunt eu, ceea ce mă văd eu. Te vezi frumoasă acum? Da, clar. E o mare diferență. E o mare diferență și faptul că am avut grijă de mine. Te emoționezi când îți aduci aminte de acea perioadă? Foarte tare. De ce? Cel mai mult din cauza fetiții mele. Nu puteam să o scot tot timpul afară. Mi-era greu de mine. Îmi ridica moralul singură, mă iubea soțul. Și doar atât, mă vedeam așa. O femeie urâtă. Tragem o linie. Și vedem cum s-a schimbat viața ta după emisiune. Ce s-a schimbat din ziua aceea? Cam tot. Și felul meu de a gândi. Și ies în lume fără nicio stres că ceva e la mine nebine pus. Mă duc tot timpul cu fruntea sus. Știu că rezolv oriunde m-aș duce. Și între timp, care e foarte important pentru mine, a apărut al doilea copil. După emisiune, primul gând a fost când am văzut ce poate să facă o coafură, ce poate să facă azi. Primul gând, fac cursul să fac și alte femei frumoase, precum o văd eu. Și l-am făcut, m-au angajat imediat, da. Dar ce ai simțit atunci când, gata, acum te-au angajat? Nu-mi venea să cred, eram cumva puțin șocată că se poate. Total încrezătoare în forțele ei, Nadia gândește acum altfel. Își crește cei doi copii, are o relație frumoasă cu soțul ei și visează să se angajeze din nou când băiețelul ei, de care trebuie să aibă grijă în permanență, va crește mai mare. Mai mult, are și un mesaj pentru toți cei care nu înțeleg ce înseamnă să treci printr-o dramă ca a ei. Nu mai judecați oamenii după înfățișare, pentru că acele persoane suferă din cauza acestui lucru cum le precum arată. Nimeni nu-și dorește să arate în felul ăsta, în felul acela urât.